Bună tuturor, Cătălina sunt, iar voi urmăriți Loving Podcast. Astăzi avem deosebită plăcere de a-l avea lângă noi sau alături de noi pe Ovidiu Young, instructor internațional Theta Healing și Life Coach, și astăzi este dispus să ne împărtășească din cunoștințele lui și, de ce nu, să ne mai dea așa mici sfaturi, mici inside-uri din ceea ce face el. De fapt, vrea să ne ajute să avem o viață mai bună, despre asta e vorba. Și ne-am gândit noi să discutăm despre cum să păstrăm dragostea unui bărbat sau unei femei, cum să ne păstrăm interesat sau interesată partenerul sau partenera de cuplu, astfel încât să nu îl pierdem, să zic așa, să nu plece din floare în floare. Pentru că sunt persoane care fac chestia asta și sunt persoane cărora le e frică să nu-și piardă partenerul, deși nu le dă semnale că se întâmplă asta sau că sunt dispuși să plece în altă parte. Ovidiu, bine te-am găsit și îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi astăzi. Cu mare drag, bine te-am regăsit. Noi am mai filmat de curând. Și îți mulțumesc pentru invitație. Asta este un subiect care interesează pe toată lumea. Cum să-ți păstrezi partenerul, cum să păstrezi dragostea vie și așa mai departe. Pentru că, spun și din cabinet, sunt din ce în ce mai multe persoane care vin cu această situație și cu această dorință de a învăța de a păstra partenerul lângă el și, până la urmă, de a păstra emoțiile într-un cuplu. Dacă ne gândim așa, la începutul relației totul e ușor, totul vine natural. Adică avem starea aia de îndrăgostire și ni se pare că atât de îndrăgostiți suntem că nu o să se piardă niciodată. Și ne lovim de realitate în momentul în care se duce din pasiune. Ori nu mai suntem noi atrași, simțim că parcă a murit ceva, ori celălalt nu mai e interesat de noi și intrăm în panica aia, ce am făcut greșit. Așa este, sau îl începi să-l cunoști și s-ar putea să nu-ți mai placă și să nu mai păstrezi o conexiune. Da, îndrăgostirea este unul dintre elementele frumoase ale vieții. Că m-am întrebat și ce facem acum, nu mai ne îndrăgostim, să fim doar raționali? Nu, categoric nu, trăiește-ți emoțiile. Dar îndrăgostirea asta, așa de început, ca să zic, se duce sau se poate transforma, clar, asta. Și focul acesta de început nu rămâne la un nivel optim de multe ori ca să continue relația în perfect. Dar cred că e important ca noi toți să înțelegem că starea asta de îndrăgostire nu o să o simți pe tot parcursul relației la fel cum ai simțit-o la început. Adică e foarte important să înțelegem că se duce, e natural să se ducă, e doar să ne aducă împreună. De acolo trebuie să lucrăm noi, să păstrăm, să apară iubirea, să păstrăm oarecare stare de îndrăgostire, dar să nu ne speriem în momentul în care nu mai simțim aceeași fluturaș în stomac, același foc de a-l vedea pe celălalt oricând, la orice oră. Așa este. Îndrăgostirea este, dacă vrei, cheia de pornire. Și o cheie bună, pentru că e puternică, te atragi, da, te aduce împreună. Dar este ca un foc, pui gaz pe el ca să-l aprinzi, dar gazul ăla este volatil, se evaporă imediat. Deci nu este suficient, nu rămâne. Foarte faină metafora ta, pui gaz pe foc. Și uite, dacă o comparăm cu relația de cuplu, în momentul în care la începutul relației dai tot, știi? Și sunt relații care se ard instant, pentru că ai făcut atât de mult, a stat atât de mult împreună, încât ați ars prea repede, nu? S-a adus prea repede. Așa este, pentru că acolo, de fapt, ce se întâmplă, oamenii se duc într-un consumerism. De ce? De îndrăgosteală. Și, cum ai spus, îndrăgosteala, starea de îndrăgostire, se termină. Și ei doar consumă și nu creează. Nu creează. Frumos, da. Adică, ok, ai pus gaz pe foc, dar mai pune și cât un lemn după aia. Ca să rezi din ăla gros, știi? Absolut. Ca să țină focul, exact. Să facă cărbuni. Da, foarte fain, foarte fain. Dar știi ce se întâmplă? Sunt oameni care doar aleargă după starea asta de îndrăgosteală. Adică ei nu caută să creeze pe termen lung și în momentul în care dispare emoția asta puternică de îndrăgostire, s-a dus relația, nu mai merge, mă duc, caut imediat în altă parte. Da, eu nici măcar nu prea le numesc relații pe astea, adică dacă a rulat 2 luni de zile o stare de genul acesta, pot să spun că este o relație. Pot să spun că ai făcut un schimb de energie masculin-feminin foarte bine, mai ales pe energie sexuală și mai departe, sau uneori doar pe energie sexuală, dar se duce și important este să pleci și cu alte setări, cum ai spus tu, pe de-o parte, adică să-ți dorești o relație, pentru că dacă tu îți dorești o relație, cu siguranță vei ști, să zic așa, ce lemne o să alegi să ai lângă sobă, să pui pe foc. Dar dacă, am și o veste foarte bună, dacă nu pleci cu setarea asta și totuși întâlnești o persoană care s-ar putea să-i se pară potrivită, schimbă din mers obiectivul, alchimizează și intră într-un setup poate de o relație dacă adică persoana e potrivită. Adică să nu ai mindset-ul ăsta că eu nu vreau relații, da. Îmi trebuie... Adică
Cum spun eu, uite, de exemplu, eu dacă nu vreau o relație, eu spun sunt semi-deschis sau semi-închis, nu zic niciodată total. Asta înseamnă ce, băi, nu știu, uite, am niște proiecte, vreau să mă ocup de ele, nu prea sunt eu disponibil acum pentru o relație sau nu sunt disponibil emoțional. Dar dacă vine o persoană și mi s-a întâmplat asta, care știe să aprindă ceva în mine sau pur și simplu este o Stimulează chimie, pe. exact, atunci eu mă duc către o relație dacă simt chestia asta, adică nu stați rigizi în dorința inițială. Dar e important să stabilim de la început, în momentul în care începem să ne vedem cu cineva, dacă ne dorim sau nu o relație, adică e ok să pui asta. Este important pe de-o parte, dar și începutul ăsta, zic eu, e bine să fie puțin fragmentat, să fie mai multe începuturi. De ce? Pentru că inițial noi ne atragem în baza energiei sexuale și în Corect, baza da. atracției sexuale. În momentul ăla s-ar putea să nu vrea o relație. Dar cum spuneam mai devreme, poate se leagă ceva între noi, Conexiune se între face o noi. conexiune și atunci tocmai de-aia e bine să nu fii radical. Adică, bă, ok, îmi poți să spun acum că ok, ai făcut amor cu o femeie, gata, suntem prin Nu, obligatoriu. ferește, nu. Ca să... că unele așa au impresie. Și atunci, dar între timp, hai să vedem cum merg lucrurile, adică fii pe flow, dar nu fi închis, ăsta este sfatul meu. Indiferent de ce-ți dorești. Dar este bine, sigur că, ok, poate femeia, ceea să zicem, își dorește o relație cu un bărbat care nu-și dorește. Așteaptă și ea, nu știu, o lună, două, sau poate nu vrea să aștepte. Dar acest început nu l-a spune ca fiind prima întâlnire. Pentru că altfel tăiem foarte multe, ne nișăm foarte tare. Asta da. Bine, dacă tu știi chiar nu vrei și nu-ți dorești, ai dreptul să spui nu. Dar ce nu înțeleg eu? Ok, bun. Era tot zicea cineva așa, dacă nu-ți dorești relație, care relație? Dacă nu-ți dorești să ieși la date-uri sau îți dorești doar pentru sex, de ce folosești oamenii pentru asta? Și adică poți să ai alte hobby-uri, să sari cu parașuta, să, adică dacă nu-ți dorești ceva, nu trebuie cu persoana respectivă. Dar eu cred că oamenii, majoritatea, își doresc, în esență, să fie ceva, doar că le e atât de frică să nu fie dezamăgit, să nu sufere din nou, să nu ajungă în același punct, încât își pun bariere. Și eu nu-mi doresc o relație, când eu, de fapt, s-ar putea să-mi doresc o Da, relație, mi-e dar frică. mi-e frică, da. Da, păi tu ai pus punctul pe ei, ca să zic așa, și de fapt asta e motivația din spate pentru care lumea nu vrea relație. Pentru că noi nu ne-am născut să nu vrem conexiune, noi ne-am născut să vrem conexiune. Corect. Am mai dat într-un podcast cu tine, cred că exemplul ăsta, copilul când se naște, în mod instinctiv, el se pune pe pântecul Da. mamei și el se ridică pe piept și se Asta. hrănește. Deci, noi nu suntem născuți să stăm separat, dar societatea, tot ceea ce am trăit, toate traumele nerezolvate, ne duc în situația în care să credem de fapt că nu vrem, dar asta este o decizie mentală. În schimb, Nu. emoțional, întotdeauna vrem. Adică interacțiune. Că de care fel? Aici mai diferă și de situație și de Da. moment. Dar nu există femeie să nu vrea interacțiune cu, mă rog, vorbesc în cazurile obișnuite, să nu vrea interacțiune cu un bărbat sau un bărbat să nu vrea interacțiune cu o femeie. Și foarte fain mi se pare aici că ne-am duce în relațiile de lungă, la distanță. Știi unde cei doi nu au conexiunea asta și fizică unul cu celălalt și de aici eu sunt de părere că relațiile la distanță, sigur mai au fiecare pe câte cineva la care se conecteze, știi? Da, Depinde cât nu. durează. Da, de Depinde cât Dar sunt durează. oameni, uite, eu aveam pe profesoara de matematică în liceu și ea locuia într-un oraș și soțul ei locuia în altul și se vedeau doar în weekend. Pentru că aveau joburi care nu le permiteau. Da, Și eu, da, nu. relația la distanță poate să fie o relație, hai să zicem, curată, pe termen limitat. Pe termen limitat. Adică eu am văzut cazuri, o Da, lună, două, clar. trei, nu Dacă știu. există, exact cum ai zis tu, există un timp în care noi doi o să ajungem să Da, locuim dar ea într-o tot va sau. vira spre o relație. Da, Adică da. să ai impresia că ai 10 ani de relație la distanță și fie... Nu, asta nu există. Da. Așa, Să ne întorcându-ne întoarcem la la oile noastre. dragoste. Hai să vedem așa, care ar fi lucrurile, știu eu, pe care am putea să le facem astfel încât să păstrăm atenția partenerului, dorința de a fi într-o relație cu noi și a partenerii totodată. Greșelile, mai degrabă, să luăm greșelile pe care le fac oamenii și el îndepărtează pe celălalt. Ok, hai să luăm greșele. Pe, în primul rând, neimplicarea. Foarte des văd astăzi neimplicare și foarte des femeile reclamă o neimplicare a bărbaților. Da, e și viceversa. În al doilea rând, nu ne dorim același lucru, ce am vorbit puțin mai devreme, dar nu spunem. Adică mă fac că vreau o relație, dar nu vreau o relație, doar ca să-ți accesezi intimitatea și prezența.
A, și știi ce e fain aici? Că eu, da, pe gură zic că vreau o relație, dar mă comport ca și cum nu-mi doresc o relație și oricum mesajul la tine ajunge că nu. Așa, sau invers, mă comport ca și cum mimez o relație, dar în realitate nu sunt conectat deloc la tine și nu mă interesează decât anumite Și nici nu lucruri. fac pașii. Da, ești fals, practic, acolo. Și asta este o eroare fatală, pentru că e cu de beneficii pentru amândoi. O altă eroare sau un lucru care nu păstrează relațiile ar fi faptul că există subiecte tabu. Oamenii nu comunică. Ce tare e asta, foarte fain, chiar așa este. Și într-adevăr, avem lucruri de care ne e frică să, nu știu, să vorbim. Adică sunt, fiecare avem Da. na, momentele noastre mai nereușite, dar la urma urmei e important să discutăm despre tot trecutul nostru cu partenerul sau cu partenera, sau e important să-i dăm doar ce are Nu nevoie chiar să... tot trecutul, că nu e terapeut. Da. Nu, asta eu nu recomand și chiar am avut recent întrebarea asta. Pentru că cineva a spus, dar de ce te mai duci la Ovidiu? De ce nu vorbești întâi cu mine? Dar ideea e așa, coachul, psihologul, Te terapeutul ajută să... are o metodă specifică de lucru. Și uite, asta e foarte bine că ai ridicat-o. Adică acolo rezolvi niște traume din trecut, nu neapărat stai să bârfești de relația de cuplu. Vine persoana cu lase de cuplu și eu mă duc la traumele din copilărie. Tu, ca persoană, mă rog, nu poți face asta din postura de iubit. Este foarte important să lucrezi cu un specialist, pentru că partenerul de cuplu nici nu poate, din postura lui, chiar Da. dacă el e terapeut, să lucreze la fel, pentru că ai secrete normal la un Exact, și moment pe tine dat. te afectează Da, da, personal. da. Plus că poate să te judece, atenție. Da? Foarte important asta e că nu mă duc să spun tot trecutul partenerului meu. Ia uite ce deschis sunt eu ca o carte. Nasol, o să zici ceva din trecutul tău, Care o să-l activeze. o să-l activeze, o să-i zică, ok, păi nu-mi place de tine, dar tu poate nu mai ești așa, că între timp ai lucrat, dar el o să zică, oh, dacă ai făcut asta, mie nu-mi plac oamenii ăștia. Uite, de exemplu, tu în trecutul tău, să zicem că poate n-ai fost cel mai fidel om de pe planetă și în anumite conjuncturi ai ajuns în poziția în care să înșeli. Dacă tu te duci și zici asta, o să zică, a, păi stai El că e genul ăla. da, e genul ăla și Absolut. automat te cataloghează și oricât ai vrea tu, la un moment dat tot o să găsească, știi, portița aia în care zică, a, că de fapt ești așa. Adică nu știu dacă e Da, important vine cu să... convingeri din acestea românești, dacă Da, a înșelat toată, înșeală și a doua personal. oară și așa mai departe. Da, deci nu povestim totul partenerului de cuplu, totul, totul. Suntem onești, suntem autentici, dar nu povestim totul pentru că el poate să-și facă o impresie greșită pe baza faptelor tale din Da, trecut. povestim câți parteneri sau partenere am avut în trecut și că sunt oameni care... Eu, de exemplu, n-am cum să răspund la întrebarea asta, că niciodată n-am numărat. Nu, Dar... nici eu, dar nu e, adică e nașpa, e aiurea și dacă zici că ai avut unul singur, zici, mă, asta are o problemă, Ah, da, adică da, de da, ce da, la da, 30 de ani ai avut un da, 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 singur așa partener, e. ceva îmi dă cu virgulă, sau minte, știi, adică... Da. Aici depinde și de-aia e bine să fie oamenii în rezonanță. Că pe cineva poate să nu deranjeze răspunsul ăsta, a avut doi parteneri, pe altul poate să deranjeze. Depinde cum este fiecare, cum are Dar el scara de valori. trebuie să ne gândim și la asta. De ce eu aș vrea să știu câți parteneri a avut? În general, cine vrea asta este nesigur pe el. Despre asta Adică nu este vorbim. o întrebare, eu nu adresez, dacă mă credeți, nu am adresat niciodată întrebarea asta. Eu am adresat-o când eram, acum mult timp. Acum timp. N-am adresat niciodată întrebarea asta, pentru că nu m-a interesat, sincer Acum, să da, spun. normal, când Da? ajungi la un nivel în care Da. să ai suficientă încredere în tine și să știi ce ești și ce meriți și ce poți oferi, nu prea te mai Dar așa ca interesează. să, nu ca să empatizez cu tine și ca să mă duc și eu în trecut, într-adevăr, Hai mai cumva întreba eram, și n-am întrebat câți, n-am întrebat niciodată câți, dar țin minte că tot timpul mi-am dărut femei, eu am stat cu femei mai mari ca mine la vârsta aia, să zic, nu știu, 16, 17, 20 de ani, tot am timp am avut asta, adică, de fapt, m-au interesat femei care aveau anumită experiență. Asta mă interesa. Că avea 10-15% nu mă interesa, Dar să dar mă nu... interesa să știu că are experiență. Da, să nu fii tu Asta mi-a plăcut, da. Da. învățăcelul. Deci, ideea este că poți să comunici, dar asta este și o chestie intimă, adică pe cineva poate chiar să nu deranjeze să întrebe Da. așa, dar de regulă, ca persoană matură, ca să ne întoarcem așa,
Nu este o întrebare foarte relevantă neapărat. Știu persoane și vin în consiliere persoane care întreabă și când și cum și cu cine și în ce condiții, știi? Adică, în momentul în care vine un om din ăsta către tine, cred că ar trebui să te gândești de două ori. Eu vreau să fiu în relație cu o persoană de genul ăsta, pentru că dacă e atât de intruziv, sigur o să aibă și alte aspecte în care o să fie la fel. Este nesigur pe el și e Da. posibil să fie și un abuzator. Chiar ieri am avut o emisiune la 7 TV despre gaslighting. E un simptom, e un semn de gaslighting, adică de un abuz emoțional. Da. Și mai ales, exact, să știe de unde să te apuce. Știi, la începutul relației dai atât de multe detalii care o să-ți dai seama că pe parcurs o să fie folosită împotriva ta. Știi, exact ca aia, nu spune, cum zic americanii în filme, știi, nu spune nimic din ce poate fi folosit împotriva ta sau... E foarte bine, Da. foarte bună chestia asta. Deci mai ales la început nu spune nimic din ceea ce poate fi folosit împotriva ta pentru că încă n-ai conexiunea cu persoana Da. respectivă. După aia, sigur că te deschizi cât mai mult, dar discuțiile despre trecut, eu nu spun că nu trebuie să fie, Trebuie dar nu să într-o fie. măsură exagerată. Și nu încă de la început, când voi sunteți la al doilea date și persoana respectivă nu te cunoaște și poate să-și pună filtre, știi, să-și facă o imagine despre tine pe care nu ai vrea să ți-o creionezi. Absolut. Și cum ai zis și tu, noi suntem în permanență evoluție, adică ce sunt eu acum e posibil să nu mai fie nimic din ce a fost acum 2-3 ani, pentru că am făcut munca cu mine. Drept urmare, important e să nu povestim încă de la început, să dăm din casă Nu, la tot început ce... nu, nu. Eu oricum recomand, de exemplu, să te uiți la părinți, la relația pe Da. care o are cu mediul, cu părinți și mai departe, ok, dar lucrurile astea să vină progresiv cu discuțiile legate de trecut. Ok, vrei să te căsătorești, vrei să faci un copil Da. cu persoana respectivă, atunci poți să discuți puțin mai mult ca să-l cunoști de fapt mai bine, ca să-l verifici, ca să-l cunoști mai bine. Dar de ce m-ar interesa dacă eu nu vreau relație pe termen lung, trecutul persoanei respective atât de mult? Nu. Uite, Să foarte vină fain. natural. Cred că e foarte important ca oamenii care își doresc o relație și nu știu unde se află să se uite la parteneri sau la parteneri și să vadă, mă, pune întrebări despre mine, e interesat despre mine ca persoană, despre familia mea, de unde vin, mediul în care am trăit sau nu. Pentru că asta zice multe. Dacă nu-ți dorești o relație, normal că nu o să pui întrebările. Voilà. Da. Nu pui nicio întrebare uneori, dacă Da, nu te adică pur și interesezi. simplu, de ce să Da. vă bați capul? Absolut. Da, deci sunt multe lucruri și iarăși am mai văzut astăzi lucruri care te îndepărtează în ideea asta de a păstra dragostea într-un cuplu. Nu avem aceleași idei despre viața pe termen lung sau despre viața în cuplu. Adică viziunea comună. Da, Fiecare viziunea un... comună este alterată într-o societate în schimbare, într-un mediu familial diferit. Că, apropo de familii, de acolo apar diferențele între oameni, că tu ai fost crescut într-un Într-un... mediu. Da. Și dacă acolo, nu știu, zic, era ok ca tu să strângi singur farfuria să te duci să o speli și în cealaltă familie nu era, apare conflictul. Corect. E, asta e un exemplu simplu, dar sunt lucruri mari, fundamentale de viață, principii de viață și legate și de stilul de viață, care dacă nu se armonizează, nu N-au cum rezistă să relația. Și intre, tu da. dacă nu comunici din nou lucrurile astea într-un timp util, adică neapărat din prima, nu are sens. Pe lângă asta, cred că foarte important este să păstrăm conexiunea. Oamenii de cele mai multe ori se deconectează total de la partenerul de cuplu și e normal că în momentul în care voi doi nu mai sunteți ancorați, să apară scandaluri, tot felul de nemulțumiri, reproșuri peste reproșuri. Adică, dacă eu nu mai sunt conectată la tine, nu prea mă mai interesează că îți fac rău sau că nu-ți fac rău. Și pur și simplu eu sunt ăla care are dreptate, tu dacă te aliniezi bine, dacă nu, nu. Să păstrăm conexiunea, ai spus tu, și cuvântul cheie este nu conexiunea, este să păstrăm, pentru că conexiunea inițial, într-o formă sau alta, Da, ea există, există, da. dar iarăși în România foarte mult nu se înțelege acest termen de a păstra conexiunea. A păstra conexiunea nu înseamnă că am luat-o și am pus-o într-un sertar. Și un cui acolo ca să o păstrezi. Exact, la Da. păstrare acolo, la Nu. naftalină. A păstra conexiunea înseamnă ce am spus mai devreme, să bagi tot timpul lemne în foc ca Da. să ardă. De fapt, să păstrezi conexiunea înseamnă să întreții această conexiune și să o dezvolți, să Păi o și hai să vedem noi savurezi. cum întreținem această conexiune care la început există, pentru că de asta am fost atrași, era o conexiune între noi. Dacă nu păstrăm, se pierde, dar cum o păstrăm? Păi începem direct așa și tare. Sex sau conexiune, energie sexuală. Sex, sex, sex. Sex sau sex, pe Da. așa. Și e foarte bună chestia asta, te-am auzit foarte des spunând lucruri despre cum adică să faci sex la 2 luni sau chestii de genul ăsta într-un cuplu. Da. Și vorbim aici de cupluri active sexuale, Da, evident. da. Că de-aia am spus sau energie sexuală, pentru că energie sexuală ai până mori. Exact. Adică băbuța aia care face un compliment,
iubitului ei, vezi, nici nu zic bunicusului și invers, bărbatul o vede și aia este conexiune și energie sexuală și o mângâiere și mergeți prin Cismigiu să vedeți acolo seniori care se plimbă de mână, să vedeți ce conexiune au și alți tineri care se întâlnesc sau pe Și telefon. sau, uite, cred că e foarte fain să specificăm că și telefoanele pot face să se piardă conexiunea. Dacă tu stai la masă cu mine, noi suntem un cuplu și eu mănânc și tu te uiți pe telefon, în loc să mă întrebi cum mi-a fost ziua, ce am mai făcut și așa mai departe, normal că eu mă simt neimportantă, nu? Absolut, și Telefonul este și capăt. nepoliticos și m-am surprins o dată și pe mine făcând asta, dar pentru că partenera mea era o parteneră conștientă, evoluată, mi-a atras atenția, nu? Într-un mod Da, nu ok, să... da? Și zic, bă, bine că mi-ai zis, zic că uite, Nu-mi nu-mi dau dădeam seama seama. că, na, acum jobul nostru e destul de mult și în Da. online și din instinct. Și l-am luat și l-am băgat unde, zic, ia-l bagă-l în geantă, Cum? să-l la Când masă acum, ia corect, după. știi? Uite, neinteresul față de persoana respectivă tot duce să se piardă conexiunea. Dacă tu nu ești interesat de mine și de ce sunt eu Ignoranță. ca... Da, ignorant. Ignoranța, lipsa de prezență, ce am mai spus și mai devreme. Timpul petrecut împreună. Timpul petrecut împreună contează foarte mult ca să păstrăm conexiunea. Nu există chestia asta. Avem conexiune, dar sunt biropat, cum zic eu. Adică merg la Și birou, eu. acasă nu mai pus fa nimic, după aia ne culcăm, dacă am copil, stăm o oră cu copilul, soția nu mai există. Și alt lucru pe care insist și vreau să insist de fiecare dată când apar în public, nu mai spuneți, de obicei eu sunt, nu sunt așa radical, dar acum sunt, nu mai spuneți iubitului vostru mami tati, doar că aveți un copil. Pentru că l-ai transformat în Da, mami ei. și tati, unde este iubirea de tip Eros. Deci, nu mai vorbiți tati, vino că să-mi dai și mie cutia asta, doar pentru că voi aveți un copil. Păi, taică-tu e în altă Da, parte. da. Ia vezi, și după aia zici că de ce nu prestează, de ce nu are De energie ce nu mai sunt sexuală, atrași da, unul de sau mami, celălalt? păi parcă ziceai că e prea mămos înainte și nu-ți convenea, acum ce faci, el să spună mami, care... Deci atenție cu aceste alinturi care, eu am înțeles, nu vin dintr-un spațiu rău, adică tu vrei să așa ți se pare ție drăguț, cuvântul este putere. Exact. Vezi ce e în spatele cuvântului, adică energia cu care Absolut. vine, Pentru că eu nu... mă transform în, dacă nu spui mie tati, eu mă transform în tati și nu o să fac altceva decât să aduc mâncare acasă copilului, jucării și atât. Da. Asta m-a transformat să fac. Da? E E inconștient. îngrijire, te duce în îngrijire, în a Da, purta de grijă și absolut. nu te mai duce în Sunt doar un responsabilitate. prestator de resurse, dar de resurse pentru supraviețuire Și nu... vitale. Nu mai sunt un furnizor de resurse emoționale, sexuale și așa mai departe. Că eu sunt tati. Dacă sunt tati, sunt tati. Nu mă gândesc la sex. Și pe lângă asta, din nou, cred că o să ne mai înjure câte cineva, să nu mai bage copiii în pat între ei sau să nu se, să nu pune, de sunt cupluri care fac din copil dușmanul numărul unu pentru relația lor de cuplu. Adică atât de important e copilul încât, dar deja nu știu dacă să mai vorbesc despre asta, că acum Ne vine mă doare ducem, da. gura, știi? Da. Când, scuză-mă că te Te întrerup, rog. când voi doi nu mai aveți timp împreună, adică pune copiii la somn, cu, nu știu, dacă voi stați până la 11, la 9 copii pune-i la somn și voi doi să mai aveți 2 ore în care să fiți unul cu celălalt acolo, conectați. Wow, 2 ore. Nu, Să zic măcar că două ore. da. A, e Foarte bine. mult și Da, două unii ore? zic Mult? da. Nu, dar mi se pare foarte Și mie puțin și și 2 ore dintr-o așa e. zi să stai cu celălalt. Păi dacă voi veniți, cum ai zis tu, de la muncă, pat, birou și acasă stai cu copiii, când mai e timp să-l iei în brațe, să-l pup, să-l întreb cum i-a fost ziua, dacă e ok să te conectezi la el? Așa e. Da, trebuie făcut un obicei. Acum că sunt 2 ore, că sunt 3, că e una, da, să fie totuși Da. conexiune. Și eu recomand în cabinet, sunt oameni care au 2 copii mici și așa, ok, după ce i-au pus să culce, tu după aia ieși pe tereasă, uite, vine vara Da, acum un sau pahar de vin, așa, un... exact, și stai cu soția, iubita ta. Da. Nu există. Dar știi care e problema? De Adică sunt... înainte să te pui în pat, atenție. Da. Sunt oameni cărora le e foarte greu, au probabil rana asta de abandon, știu eu ce au trăit în copilărie și le e foarte greu să se să pună copiii să doarmă într-o cameră separată sau un pat separat. Parentingul modern, copilul nu stă nici măcar, copilul mic, Da. nu stă nici măcar în aceeași cameră cu părinți. Bun, acum ne adaptăm și la Da, situația colț, locativă, poate exact. n-are omul unde să stea. Dar foi un spațiu, Dar un nu colț există adus, să știi? doarmă în pat cu părinți, nu există așa ceva. Exact. Adică dacă aveți o garsonieră și n-are, foi un spațiu al lui, știi? Da, Adică unde chiar să și fie. pătuțul lui, n-ai unde să stai, da, are Da, spațiul lui, da. pătuțul lui,
nu este benefic nici din punct de vedere energetic, nici ce va răspunde copilul la chestia asta. Nu va fi ok să vor crea niște atașamente Exact, dependențe crea. nesănătoase, iar distanța dintre soț-soție sau iubit-iubită va crește. Da, se crește Va foarte. crește. Adică sunt niște implicații psihologice foarte clare prin care nu trebuie să stea copilul să Contact. doarmă în pat cu părinții. Situațiile excepționale în care mai adorm cu copilul pe piept, mai nu știu ce, Da. sunt când e el bolnăvior, ca să zic așa. Da, pentru că ajută puțin la vindecarea fizică. În rest, nu există așa. Da, dar ce faci dacă tu ca bărbat ai o soție care e foarte... Adică, ce faci? Divorțezi? Nu știu. Foarte Adică de foarte copil cu așa. copilul, da, adică știu cazuri în care efectiv nu știe cum să explice, pentru care intră în defensivă, știi, ea automat, că nu Ca știi. bărbat, că e fix în subiectul cum păstrăm dragostea, în primul trebuie să ai răbdare. Femeia o perioadă, că e jumătate de an Da. după ce naște și așa mai departe, este mai dificilă și mai variabilă în stările emoționale. Și atunci nu se ia o decizie acolo. Acolo tu ca bărbat trebuie să susții, Susții, da, să fii să susții, prezent. să fii prezent și responsabil și să nu pui totul la suflet, că ea o să zică multe lucruri. Aveam o prietenă care a vrut să arunce cu fierul de călcat după soț, știi, adică azi... Unele chiar și aruncă. Da. Ideea este, ne ferim așa de fierul ăsta și vedem mai încolo. Dar o perioadă înțelegem stările emoționale variabile ale femeii. După un timp, nu mai mult de un an de zile, nu mai mult Când de un an poți de să... zile, deja trebuie să zic așa, să reintri în drepturile de amant al iubitei tale Claro. și de soț și de iubit și de prieteni și ce mai sunteți voi, dar fără să excludem energia sexuală. Da? Adică nu stai 6 luni, 7 luni, 8 luni, nu-i ceri nimic, nu-i faci absolut nimic și după aia brusc vrei Vrei să sex faceți, dimineața la da. prânz și seara. Deci faci lucrurile progresiv, ca Da. să zic așa, da? Menținem lucrurile astea pentru că femeia este tot femeie. Iar chiar dacă se comportă diferit, nevoile de bază Tot sunt aceleași. aceleași. Și foarte fain, ai ridicat-o la fileu. Era o doamnă, da, doamnă că e căsătorită, și exact așa a zis, că, fix cum ai zis tu, că după vreo 6 luni s-a trezit odată că știi să fie din nou sex și așa mai departe, dar ea în astea 6 luni, chiar dacă abia născuse și așa mai departe, a început să-i reproșeze că era mai grasă, că nu mă îngrijeam atunci, de ce nu m-ai văzut acum când am început să slăbesc, să merg la sală, să mă vopsesc, să-mi port iar de grijă, acum ți se pare că sunt interesantă, dar până atunci unde ai fost? Știi? Și e... Dar da, aici ar trebui să țină și bărbații mai mult cont de chestia asta, că femeia, exact cum ai zis Da. tu, are nevoi, chiar dacă și mai ales cred că după ce a născut, îți dai seama, nu mai încrederea de sine, stima de sine sau cam dus la vale. Da, se mută energia femeii și, mă rog, e o psihologie până la Da, urmă. da. Dar bărbatul trebuie să țină acolo. Da? Femeia a ținut 9 luni, Acum e rândul tău e să... rândul tău puțin să Da. ții și tu să fii tu puțin stâlpul casei, chiar dacă de obicei este femeia. Dar foarte fain, ai zis asta, să fii stâlpul casei, pentru că o femeie care are un bărbat armonizat, adică de care știe că orice se întâmplă el e acolo, e mai greu să o ia la vale, pentru că știe că are pe cine să se bazeze. Da, și Și femeia nu pleacă dacă are. ce înseamnă să aibă pe cine să se bazeze? Un bărbat care să o facă în orice condiție să se simtă femeie, adică chiar dacă e mamă și cu sânii la buric, că na, Da, asta se da, da. întâmplă, să simtă că e un bărbat lângă ea, nu? Absolut, și să primească apreciere, adică oferă în continuare aprecieri. Da, chiar dacă nu... Și cred că mai mult le apreciezi atunci când știi că nu arăți cum arătai tu odată și că nu ești în cea mai bună forma ta și totuși el te vede și te apreciază. Absolut, și asta este foarte bine și pentru copil, pentru că Da. gândește că el va prelua energia dintre voi doi. Exact. Majoritatea oamenilor se distanțează când termină de construit cuplul lor, când termină de construit o casă, mai și cei care își fac casă pe pământ, construiesc, se întâmplă acolo, se focusează pe bani, pe construit, se mai și ceartă că unul vrea perete roz, unul vrea albastru, așa, și după ce se termină casa, se cam despart de la un an la 3 ani maxim, cam Deci nu așa. mai au scopul comun? S-au depărtat între timp, nu întrețin dragostea. Ah, ei s-au concentrat pe altceva Da, și au uitat de s-a relația de concentrat pe copil. altceva, mai apar și conflicte, că e un stres să faci o casă, da? La fel și copilul, ok, dar de la Da. Dumnezeu, dar e un stres Da, printre altele, este. așa, și se concentrează pe stresul ăla, dar ei se înstrăinează, devin reci unul cu celălalt. Uiți de relația de cuplu și de Da, conexiunea ei, dintre deși ei voi. se văd zilnic.
Mai ales ăștia care fac asta, ăștia chiar petrec timp împreună în principiu, că sunt acolo la muncitori. Da, Da. ok? Deci, atenție la lucrurile astea, să păstrăm conexiunea și să nu uităm că bărbatul e bărbat, femeie, femeie e... Da. Știi ce mi se pare mie la fel de important sau foarte important? Chiar că mulți dintre noi nu ne cunoaștem limbajele de iubire ale noastre și nici ale partenerului și noi cumva încercăm să-i arătăm celuilalt că iubim, dar așa cum am vrea noi să fim iubiți, nu cum are el nevoie. Știi, uite, de exemplu, e un exemplu foarte fain, cred că ăsta, când tu ca femeie îi, nu știu, îi cumperi ceva mișto sau iei, nu știu, un bilet la nu știu ce, consideri tu că e fain, dar el de fapt ar fi vrut să aibă o seară cu băieții, să iasă o seară cu băieții sau să meargă la un meci de fotbal și tu îi cumperi bilete la teatru. Adică oferă ceva ce știi că are celălalt nevoie, nu ceva doar ca să îi scoți ochii că vezi, am făcut și eu pentru tine. Așa este. Este și o carte pe care o puteți studia, da? Limbajele iubirii. Ideea este așa. Care este esența? Să-i oferi celuilalt ce, nu ce, și cum are el nevoie. Și ce și cum are el nevoie. Adică, dacă pe limbajul iubirii vrea îmbrățișare, vrea contact Da. fizic, trebuie să-i oferi îmbrățișare și contact fizic. Pentru că degeaba speli tu vasele și faci curățenie și tot asta dacă la Exact. el Și o să zici că, n-ajunge. păi ce ai făcut? Că nu mă interesează Că asta. mi-e o menajeră, n-am nevoie Da, de... exact, ce te-am luat de electrocasnică. Da. Așa. Chiar Ok? da. Da. La fel, dacă are nevoie de cadouri și tu îi spui doar vorbe frumoase, Da. iar nu este bine. Și nu, aici nu e vorba de materialism. Are nevoie de ceva fizic să Da. primească. În Așa mod flori, considera. Da. ciocolată, bomboane, bine, nu s-o faci cât casă, da? Exact. O, știi, Da. chestii... Adică îi oferi. Ceva ce ea poate să absoarbă și asta este și știința. Fiecare are niște celule și fiecare celulă are niște receptori. Unii au receptorii, au o afinitate mai mare, adică o deschidere mai mare către cadouri, alții către apreciere verbală, alții către îmbrățișare și Timp așa mai departe, împreună, timp da. petrecut împreună. Deci fiecare are un anumit limbaj al E iubirii corect. și bine este în compatibilitate să avem același limbaj al iubirii, dar Nu se întâmplă asta. Acum iarăși ne nișăm foarte Da. tare că mai aud așa teoriile astea. Dom'le, dacă n-are același limbaj ca iubirii ca tine, gata. Nu, nu gata, că așa Majoritatea oamenilor, nu o adică să ne foarte, mecim da. foarte des. Nu, ideea este să ținem cont de limbajul lui și să vorbim și pe limbajul lui Da. și ia pe al tău. Să știm că omul respectiv, ca noi să ajungem la inima lui, trebuie să facem chestiile astea. Adică nu e ca și Ca cum să te dai... codeze Da. iubire. Adică ca să înțeleagă iubirea pe care o ofer. Pentru că ei fac de toate. Păi ce-i fac? Am eu, e în pending acum pe TikTok, e în engleză, mă rog. Dar ideea este așa. Vine soția și îi spune, ți-am dat de toate și tu mă părăsești. Te-am spălat, te-am încălcat. Deci de toate ți-am făcut și ăla zice, nu mi-ai dat sex. Sunt bărbat, îmi lipsește asta. Da, cred că și femeilor le lipsește asta, adică... Da, sunt și femei care sunt inhibate, uite, ca dovadă, exemplul ăsta, că astea sunt exemple desprinse din realitate, că facem Da. noi un TikTok, e altceva, dar nu sunt glume, de fapt, sunt din realitate. Știu un cuplu care au stat 7 ani împreună și în ăștia 7 ani ei făceau sex maxim de 2-3 ori pe an, deci tu îți dai seama? Nu-mi dau seama, nu, n-am trăit așa. Nu, dar zic așa, adică mi se pare un record să poți să stai 7 ani cu cineva fără ca tu să ai contact intim. Și ce e și mai trist, că și în momentul în care au făcut copilul, au făcut uitându-se la televizor, știi? Adică, Asta e eu bună, am da. întrebat, dar cum ați făcut copilul dacă voi... Nu știau cum să faci, aveau nevoie de Da, explicație. știi că, păi nu uita la televizor și asta hai să... Știi? Da, ideea este că aici, practic, se întâmplă să se întâlnească doi oameni cu traume mari, din nou, nerezolvate, Da, dar e bine da. să mergi la cor, la terapeut, la ce vrei tu, pentru că tu ți inhibi niște nevoi de bază și sunt nevoi și ale fizicului și ale sufletului. Și se întâmplă să se întâlnească două persoane din astea traumatizate și să trăiască într-o bulă, dar aia nu este relație. Știu. Deci, dacă tu îmi spui mie că există relație fără conexiune cu energie sexuală, aia e altceva, ăla e un partener, zici că vorba ta, că te-am și auzit, ce sunteți frați? Da. Da, nu, aia e altceva. Deci, aia este ăla este un angajament, sunt niște parteneri ca să vă plătiți o rată la casă împreună. Exact. Creștem copiii. Ferească Sfântul, asta e cea mai, de mai bine stai singur. Asta este singurătate în Știi ce doi. mi se pare foarte fain? Că am avut un domn, cred că are spre 60 de ani în consiliere și fix așa mi-a zis.
că el are nevoie de altceva, dar dacă se duce la soție și zice că el vrea să facă sex sau să se mai țină în brațe sau știu eu chestii de genul ăsta, că suntem prea bătrâni pentru asta. Și n-are cum să ajungă la ea și nu știa cum să pună problema. Măcar iau 60 de ani, unii zic la 40 de ani asta. Da? Deci se întâmplă. Ideea este că acum nu judecăm pe nimeni. Nu, important este să vadă lucrurile, că trebuie să te implici în relație, să fii permanent deschis, să comunici cu celălalt, pentru că altfel îți poți inhiba și bine mi-a ridicat asta la filou și o să dau un exemplu concret. Îți poți inhiba nevoi de bază. Tu inhibându-ți nevoi de bază nu poți să fii ok în relații. Exact. La mine în cabinet am persoane, femei, bărbați n-am așa, dar adică nu cu situația asta, sunt femei care nu fac sex de 5 ani, de 7 ani, de 3 ani deloc. Sunt singure. Femei la 30 plus de ani, nu la nici măcar la 40 plus. Da, dar acolo cred că e de... Știi, nu faci sex că nu vrei. Asta e adevăr, adică da, nu vrei, e teamă de conexiune și dar ideea este că îți inhib corpul. Și asta duce la boală. Păi știu asta, dar important este de văzut în momentul în care vezi că ai o chestie de asta pe termen lung. Dacă tu n-ai făcut sex de jumătate de an, ar trebui să-ți pui niște semne de întrebare. Ce se întâmplă acolo? Ce credințe am eu despre lucrul respectiv? Sigur că da. Asta sigur bine, că e pe orice, pe bani, pe sănătate, pe ce vrei tu și nu funcționează. Trebuie să te duci să vezi de ce. Că noi în mod natural pe pământ aici, cel puțin, ar trebui să avem toate, ne-am născut cu toate, știi, adică de-aia am venit să le experimentăm pe toate. Dacă nu vine către tine, gândește-te ce ai acumulat în spate până acum de te face să nu ajungi să ai experiența respectivă. Absolut. Și mai ales, cum ai zis, când trece mult timp, știi, ai niște luni de zi, poți să ai, să-ți faci o retragere, să-ți faci o, nu știu, o curățire, ce mai vrei dacă tu. Dacă nu reușești, mergi, vorbește cu cineva, cere ajutor, că nu se întâmplă nimic, nu-ți dă nimeni în cap, știi, adică mai ales azi. Da. Da. Și vis-a-vis de boli, la fel, când ai o boală din asta și vezi că se duce pe termen lung, ok, da, o tratezi. Te duci la medic, dar du-te și dar du-te și în altă parte, știi, să cauzi de ce ai cauza. Format boala respectivă, în fine, deviem, dar ca idee. Deviem că în păstrarea dragostei este unul dintre puncte este ăsta. Să ai un consilier al tău, personal. Că e coș, că e terapeut, că lumea nu are claritate în relații și societatea este agresantă și lumea e bulversat. Că noi râdem, glumim, nu-i problemă, că asta e ideea, să ne simțim bine, dar râdem, glumim, dar lumea nu mai știe ce să înțeleagă. Hai să spunem și pe partea aia, suntem foarte mulți pe piață. Da, da. Și tot felul de coach, de guru, de psihologi, de parapsihologi și lumea nu mai știe ce să înțeleagă, da? Pentru că da, e o piață liberă, te uiți unde vrei, dar într-adevăr, mie mi-au venit în ultima vreme că avem persoane foarte deschise și zici, uite, sunt dispus să iau pe drumul ăsta, dar eu nu înțeleg care sunt criteriile, cum mă prind că tu ești ok sau că informația pe care mi-o dai tu ești ok sau altul. Eu întotdeauna consider să mergi către cine te atrage, adică dacă eu simt că trebuie să vin la Ovidiu sau mie îmi place, aud ceva ce vorbește Ovidiu și eu rezonez. E clar că acolo trebuie să mă duc. Da, e posibil să mai dai și kicks-uri, știi, să ajungi în direcția în care nu trebuie. Cum am mers eu acum mulți ani la psiholog, știi, la o doamnă și nu m-a ajutat deloc, mai mult m-a încurcat. Adică mulțumesc că ne strângem mâna, ne auzim, știi? Dar sunt oameni care, deci am auzit chestia asta, au mers la, nu zicem la ce, așa, ani de zile și nu fac niciun salt, da, nu te duci în ce direcție. Unul dintre parametri este, ok, primul este care este să rezolvi și a doua, vezi și tu în timp ce rezultate ai, cum ceva, te simți, dacă te-ai clarificat cu niște lucruri, te cunoști mai bine, uite, este un parametru, te cunoști mai bine, că sunt și situații în care oricât de bun terapeut ai fi tu, dacă omul nu vrea să facă schimbarea, nu o face. Și atunci nu înseamnă că nu ești tu bun terapeut, dar dacă ești un terapeut bun, îi pui oglinda în față și îl faci să vadă că e despre el și că e decizia lui. Și asta zic, nu știu dacă ajungi neapărat la persoane nepotrivite, dar caută, adică nu te du așa, știi, ai găsit un număr pe internet și gata, mă duc acolo, scriu psiholog online și, adică caută, vezi ce face persoana respectivă, rezonează cu tine sau nu? Rezonează, da. De asta este și unul dintre motive pentru care este benefic să apărăm noi, terapeuții, în media. Pentru să vadă omul, rezonezi bine, nu rezonezi, nu vei, dar să te vadă. Bun, ideea este că este foarte important asta și chiar dacă nu e așa pe o listă pusă pe listele vechi, pe listele noi de cum păstrezi dragostea, să ai un consilier, am zis eu consilier, e coach că e ce este el, dar un specialist, ca să zic așa, care se ocupă cu treburile astea, cu relații și așa mai departe, să îl ai acolo, ai o nevoie, ai o dilemă, decât să faci o gafă, să iei o decizie care poate să-ți distrugă și încrederea în tine, dar și relația, înțelege despre ce e vorba, decizia finală oricum e a ta. Exact. Că nu, noi nu ne asumăm deciziile.
Păi și voi ce faci? Păi, Eu noi te nu ne... ajut, îți Eu dau te variantele. Se susțin, dar nu de întâmplă ce asta dacă pentru faci tine. asta, Exact, tu eu zic, ei mai alegi. în stânga se întâmplă așa, mai în dreapta se întâmplă Da. așa, da, tu alegi. Ok? Și asta trebuie să fie, din punctul meu de vedere, pe locul 2, în lista Da, eu asta. l-aș pune pe locul 1, știi Hai, că... pune pe locul 1, Da, ai la să ai întâi cu, fiecare. am început cu sexul, asta e Da, bărbați, da. am început cu conexiunea asta sexuală totuși, pe dacă ea nu e ceva, nu e în regulă. Și după aia pe locul 2 chiar asta aș pune, pentru Da. că, de ce? Relațiile se schimbă atât de mult, sunt într-o dinamică, societatea este într-o dinamică Noi, ca... extraordinară, exact, foarte mare, și tu, chiar dacă ai cunoștințe despre tine, chiar dacă ai și cunoștințe de psihologie, chiar, da, tu trebuie să te adaptezi Nu ți-i mediului, pasă, nu da. ți pasul. Și în România, cu toată dragostea, și spun că bărbații încep și ei și evoluează frumos, dar ca medie vorbesc, femeile sunt mai evoluate. Sorry, pe Da, partea asta emoțională. Bărbații așa sunt e. mai închiși emoțional, pentru că nu am fost învățați, nu am fost educați. Și atunci, cu atât mai mult, tu trebuie să te antrenezi pentru relații și tu, femeie, să înțelegi ce să faci cu un astfel de bărbat și tu, bărbat, să înțelegi să evoluezi, să accepti să te duci după o femeie în sus, nu în jos. Da. Mergând mai departe, aș zice eu că foarte important este validarea pe care îi ofer partenerului de cuplu, pentru că sunt atât bărbați cât și femei care, exact cum ai zis tu, m-a înșelat sau am fost înșelat, m-a părăsit, da, dar de ce? Ce nu primea în relația de cuplu și a luat din altă parte? Că asta e important, dacă tu ai o relație faină, care e pe toate aspectele ok, sau măcar o mare parte din ele sunt punctate, celălalt, oricât ar veni cineva către el, dacă el e ancorat la tine, nu o să plece în altă parte. Dar când în relația de cuplu nu are conexiune, nu este înțeles, nu este susținut, nu este validat, normal că vine cineva, ce frumos ești, o video astăzi, ia uite ce E o mișto ai făcut. consecință. Da, adică trebuie să-ți asumi. O să vă dau un exemplu așa, nu l-am dat niciodată din viața personală, acum multă vreme. Aveam o iubită, dar era o relație deschisă, încă nu se transformase, până la urmă s-a transformat într-o relație clasică. Adică Da, la aveam conexiune, început. dar fiecare putea să facă ce vrea, cu toate că inițial nu făceam niciunul. După aia mai schimbat. Nu, ideea era așa. A fost o situație în care, deși, repet, nu aveam un angajament în sensul ăsta, ea era foarte drăguță și de mine încălca cămășile, îmi plăcea mie chestia asta, de ce? Iată, limbaj iubire, îmi plăcea să aibă grijă, să Da, am, să băi, facă sunt lucruri important frumoase. dacă ea face chestia asta, știi? Adică nu sunt doar pentru o jucărie sexuală și Exact, atât. da. E, și mi-aduc aminte că la un moment dat mi-a făcut avansuri o tipă foarte faină și tentantă, dar cumva eu Ne am simțit din spălca interior, cămașa. eram în cămașa pe care o purtam încălcată Foarte tare, dar ce a fost fain este că n-a fost ca o chestie, aolo, stai da. E că am cămașa. crucea la gât și nu pot să dau mâna cu satana, nu era asta. Bună asta. Nu, n-am avut sentimentul ăsta. Din contră, m-am simțit foarte bine, dar știi, eu am simțit așa ca și cum am o aură. Eu mă Energia. simțeam bine în aura mea și în sfera mea de Spațiul, da. relații. Ăsta a fost momentul în care după aia m-am dus către o relație clasică foarte faină cu persoana respectivă. Pentru că am constatat că fără să cer, am tot ce-mi trebuie. Exact. Și atunci n-am răspuns tentației. Nu o să spun acum că 100% bărbații mai e altceva, dar emoțional el rămâne acolo. Da. Eu am rămas acolo și mi-a plăcut să rămân acolo. Dar uite, vezi că asta nu înțeleg oamenii. Da, dar de ce te duci în altă parte? Că noi avem senzația că e un nenorocit sau e o că punct de puncte ăștia. Da. Așa, dar nu asta este. Acum, nici nu să te dai să-ți pui toată viața pe tavă celuilalt și să iei cu notițe, știi, n-am făcut asta, nu l-am validat. Dar așa simți. Sunt femei care critică omul de lângă ele, bărbatul, că ești așa, că nu faci bani, că nu știu ce, că te uiți după, că vii târziu, că stai, că bei, că nu știu ce. Dacă tu îi faci ca puterci omului respectiv, cum mai vrei tu să vină cu deschidere către tine, știi, și să te vadă ca pe ce femeie minunată ești tu? Aceste femei sunt foarte utile, că ele practic te trimit, îți așternă Exact, drumul da, te către a merge în rog. altă parte. Dar du-te, Da. te rog frumos. Da, în general, persoanele care au ce le trebuie nu prea pleacă din relații, Exact, dacă da. au stabilit deja o conexiune, da? În majoritatea Dar cazurilor. ce trebuie? Adică, scuze-mă, te întreb, Da. trebuie să punctăm și asta, să ai și grijă de tine. Pentru că degeaba ai oferi tu toate chestiile astea când tu ai părul Păi bămătuf nu, în în cap, primul rând știi, ai grijă de și... tine, că dacă Da, n-ai grijă de tine, exact, normal că... eu cum te plac? Nu, Nu, dar n-am sunt înțeles. oameni care nu țin cont de chestia asta, știi, și oferă atât de mult. Exemplu pe care l-am dat eu mai Da, devreme. da. Te-am spălat, te-am călcat, dar ea era De ce? neglijentă. Exact, da. Trebuie să ții cont că omul respectiv se uită la tine când vorbește cu tine și nu se uită la tine și se gândește la... Trebuie să
Știi, să fii pe aceeași Da, lungime. da, 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 da. Da, nu, eu am MBA masculin, e pe YouTube îl găsiți, pe Ovidiu Young, principii de masculinitate, seducție și bucurie în relații. E pentru bărbați de la orice nivel. Primul principiu de seducție este focusul e la tine. Exact. Așa trebuie de Da? fiecare dată, și la bărbat și la Da. femeie, să fie pe tine. Atât timp cât tu te-ai dus cu energia pe celălalt, pe tine deja ți-ai tăiat craca de sub picioare. Și când tu nu mai ești important, nu mai strălucești, normal că sunt alte Absolut. chestii, beculețe în jur. Și valabil și pentru femei și pentru bărbați. În primul rând pentru bărbați. N-ai încredere în tine, nu ai o prestanță, Da, n-ai o da. atitudine. Ce este seducția? O atitudine. Exact. Nu o să te placă sau nu o să te aprecieze sau o să te calce în picioare în relații. Femeia la fel, n-ai grijă de tine, ești neglijentă, altele sunt. Da. Și... Și uite, foarte fain, cred că am putea completa și cu faptul să nu sufoci, să nu cauți să controlezi. Sunt oameni care știu eu, din diferite frici, răni și așa mai departe, după ce l-au văzut pe celălalt acolo în curticica lor, încep să-i impună limite. Da, te vezi prea des cu prietenele, da, nu mai vorbi cu mama, da, de ce ești cu băieții, da, mai stai și cu mine. Știi, și de ce faci chestia asta? Că tu l-ai văzut când era, da, e normal să se mai armonizeze, dar de ce încep să controlezi? Gaslighting, din nou, e un abuz, e un Da. abuz emoțional, vrei să-l, ai spus tu deja, vrei să-l controlezi, vrei să-l extragi din societate, vrei să-ți aparțină, să fie al tău, pentru că tu nu ești sigur pe tine și îl vrei numai pentru tine acolo și să aibă ochii numai la tine. Dar mesajul pe care îl transmiți, care este? Că eu nu mă consider suficient de bun, drept urmare, încep să te controlez pe tine, să nu cumva Absolut, să... absolut. Tu nu ești bine cu tine, Da. doar că celălalt nu știm dacă mai vede asta după ce începe să fie abuzat, depinde de persoană. Cred că asta e unul dintre lucrurile pe care eu le-am învățat greu, că să fii sufocant și să-l controlezi nu e atractiv. Deloc. Știi? Adică... Deloc. Da, deci trebuie un echilibru. Trebuie un echilibru și trebuie să existe respect. Respect înseamnă să respect și spațiul personal. Pe cum, domnule, că e nevastă mea. Așa și ei, ai luat-o pe acta, e Da, la... dar uite, dacă ne îndreptăm un pic înapoi la noi, dacă tu simți că vrei să controlezi, cred că n-ar trebui să... Ok, da, pe lângă faptul că nu faci asta, dar nu faci asta și tu tremuri în băncuță, știi ce s-a întâmplat, Da. ci mai degrabă te duci și lucrezi, bă, de ce am eu nevoia asta să controlez? De unde e frica asta? Ce se întâmplă în spate? Pentru că sunt oameni care își controlează pornirile astea și devin super frustrați sau încep să, nu știu, se drogheze, devin alcoolici, Somatizează da. și duc la alte lucruri. Așa este, Exact. toate lucrurile astea trebuie drenate, adică să respire, să iasă. De-aia Exact. trebuie să lucrezi cu tine, treaba ta acum. Important este însă să nu ții în tine, te controlezi, să nu-i faci rău celuilalt. Dar vezi că tu nu te, poți să te controlezi non-stop. Exact, adică... Și să te otrăvești, practic, asta e o travă în corp la propriu, nivel de corticoizi Exact. ridicat, stres, anxietate și mai departe. Și să elimini asta, să o rezolvi, să vezi de De ce faci fiecare asta. dată când ai o frică, o teamă din asta pe care nu poți să o rezolvi singur și te macină, cere ajutor că nu le rezolvi. Adică îți zic din experiență că nu Clar, merge. clar, clar, clar. Și ai nevoie de ajutor, adică sunt situații în care nu poți face anumite lucruri singur. Exact, pentru că tu ești prea prins acolo în poză și ai nevoie să te detașezi un pic, să lași și pe altcineva care poate să vină cu o opinie De din afară, să exterior, vadă da. big picture. Da, dar big picture să nu fie de la mama, de la prietenii Am apropiați, de zis mai la... devreme, da, Da. cineva care se ocupă cu Da. așa ceva. Eu nu mai sunt multe persoane care spun sau prieteni. Eu cu prietenii nu prea știu ce să zic aici, pentru că Sunt, sunt subiectiv și da. totuși nu se ocupă cu aia și îți mai periclitești niște relații, te mai și judecă. Și Sunt oameni. îți dau din experiența proprie, pentru că oamenii care nu lucrează cu asta, ei or să zică punctul lor de vedere vis-a-vis de ce au trăit ei Da. până atunci. Și normal că ei au trăit ceva, ce s-ar putea 100% să nu se potrivească cu ce ai tu nevoie. Și cum ai zis tu, îți pericliteze relația de cuplu. Prietenii sunt buni la început, ca niște Da. oglinzi, semnalizează niște lucruri. Băi, tu nu vezi că nu e ok ce-ți face ăla, ai Da. nebunit? Acolo sunt ok prietenii, mai sunt buni și la a doua vorbă, la a treia mergi în altă Și parte cere. sau tu cu tine dacă poți să lucrezi. Da. Ce am mai scris eu aici? Că eu mi-am făcut niște chestii de genul ăsta. Cred că, uite, foarte fain misterul, să nu se piardă misterul din relația de cuplu. Asta mi-a sărit în ochi pe toată lista mea. Da. Pentru că oamenii sunt oameni care, cum am zis, se sufocă unul pe celălalt și fac tot împreună. E ok să faci tot împreună până la un punct. Dacă voi nu mai aveți ce povesti, ce face, n-aveți nimic de adus din exterior, normal că se... E, știi cum pui, arde foc o lumânare aici și tu îi pui un capac deasupra, normal că se stinge. Exact Da. așa e și...
Lumea nici nu mai știe ce înseamnă mister, nu mai folosește. Zice, mă bucur așa și am venit-o prin camera, în sfârșit te felicit, bravo. Da, știi? Deci a doua persoană de când sunt eu așa, nu știu, de vreo 5 ani pe care aud, abia a doua persoană pe care E aud grav. de mister, da, exact, e grav, pe care aud despre chestia asta cu misterioasă, tot este foarte open, foarte... Nu neg că e bine și așa, dar misterul ăsta este un ingredient care poate să-ți țină relația și la început și să-ți folosească și în partea de seducție, dar ți-o poate ține și toată viața. A venit cineva și m-a întrebat, pe cum poți noi să mai menții misterul după 5 ani de relație? Oh, păi ce ai făcut? Ai povestit toată viața ta? Ce ai făcut? I-ai arătat tot? Nu, evoluezi, tu evoluezi și poți să păstrezi misterul oferind o parte din ceea ce ai și restul lași pe celălalt să Să vină descopere. către tine. Și poți crea mister, e destul de simplu, nu știu, astăzi te scot undeva, unde? Nu-i zici, mergem nu știu unde. Voilà, Unde mergem? Hai surprizele. să vezi când ajungem, știi? Sau ți-am cumpărat ceva, ce? Da. Deci prietenul meu face chestia asta, mi se pare genial, că eu vreau să desfac cadou atunci, zim ce mi Da, lași ți-a pe... dat Da. Nu, mumița? așteaptă, e Crăciun, mâine, Absolut. mâine Da, desfacem creezi cadou, știi? suspans, Da. creezi mister. Deci se creează și din lucruri simple și din felul tău de a fi Exact. și asta înseamnă să fii implicat în relație. Când Încă. și când trezești curiozitatea celuilalt. Nu e greu, nu e greu, trebuie doar să fii conștient de asta. Ai dat tu câteva exemple extraordinar de Da. ușor de aplicat, da? Unde mergem? Mergem. Ți-am pregătit ceva, ce? Știi? Da, Și să da. nu spui până la capăt, pentru că sunt oameni, Da. vrei să mergem la cină? Da, uite, mergem acolo, acolo sau acolo. Unde mai e misterul? Că tu deja ai zis, știi, nu Da, e zis mai... și meniu. Am primit eu o invitație la cină, bine, nu mă supăr că dacă lumea mă invită e bine, dar mi-a trimis inclusiv Meniu. meniul, da, pagina cu meniu. Da, sunt Ce persoane. zici, îți place? Dar nu vrei tu mai bine să ai fi îndrăzneață, să ai Încredere curaj, că o mai ales să... dacă ți-ai zis că ies cu tine, moacă, știi? Da, Adică dacă nu... ies, ok, surprinde-mă sau lasă-mă să, da, știi? Bine că nu mi-ai dat și desfășurătorul ce urmează. Da, și... Și cât durează și la ce Oh oră plec acasă, da. Bine, my God. nu, e asta ca exemplu didactic. Eu mă bucur de orice interacțiune. Pe lângă asta, cred că putem adăuga curiozitatea pe care o ai vis-a-vis de persoana din fața ta, pentru că mulți își pierd curiozitatea. Vine acasă, bine, hai să mâncăm și nu întreabă ce ai făcut, cum ți-a fost ziua, ești bine, care sunt planurile tale, ai găsit, ai descoperit ceva nou, nu știu, Și aici, orice. uite cum ai, te-am întrerupt așa, cum ai dat tu ceva simplu, să dau și eu simplu. Ia-o de mână. Ia-ți Da, partenera de da, mână. da, da. Poate nu vrei să auzi în fiecare zi ce a făcut la servici, plus că unele femei după aia turuie 3 ore. Așa. Hai că țin cu bărbații aici acasă, zic așa. Nu, țin cu relația. Adică uneori întreabă ce a făcut la servici, alteori ia-o de mână, alteori fă un prosecco acolo și stați amândoi. Ideea de conexiune. Da. Bă, da, să fie conexiune. Adică când ești de mână cu ea, ești prezent acolo, nu ești de Da. mână cu ea și cu o mână pe Pe TikTok. telefon. Ia să vedem ce am mai adăugat eu aici. Să fie tot timpul playfulness e în engleză. La noi cum s-ar traduce asta? Că nu am găsit. Cred că joaca aceea. Da, Jucăuși. să fiți jucăuși unii cu celălalt. Adică să nu intrați într-o... Vă puneți măștile alea de mamă, de tată, de... Păi dacă Nu ești știu. mami nu mai, dacă ești Da, tată da. nu mai. Tot timpul să păstrezi chestia asta, joaca asta între voi. Nu știu, mai dai o palmă la fund, îl mai piști de, nu zicem de unde, dar Da. să faceți în continuu chestii de astea care să vă păstreze, știi cum era la început, că la început ești foarte jucăuș cu partenerul de cuplu. După care, încet, încet vă obișnuiți unul cu celălalt și se cam duce. Este unul dintre motivele pentru care eu nu stau, de exemplu, niciodată. Și de ce spun asta? Ca să vă mai revizuiți și voi lista de preferințe, sigur, fiecare alege ce vrea. Dom'le, dacă n-are simțul umorului deloc, folosește, nu știu, pentru treburi casnice, pentru alte lucruri, dar nu sta într-o relație de lungă durată. Da, Vorbesc serios. da. Umorul se mai și învață, nu-i problemă, se cultivă, că de fapt acolo e omul închis. Dacă are umor, va fi playful, va fi Da. jucăuș, va face diverse gesturi care vă vor păstra tineri. Exact. Da? Palma aia peste fund, eu o să o dau și când am 70 de ani. Mama. Vedem cum se mișcă, dar asta e situația. Ajunge, Știi? da. Adică fă ceva, fă o glumă, fă o ghidușie, fă o iluzie sexuală, o sugestie și așa mai departe. Asta este foarte mișto ce ai spus tu, pentru că am văzut relații bătrâne după 2 ani de zile.
Da, pentru că nu mai fac nimic, știi? Adică Nimic. sunt... Nimic. Nici popcorn nu-și mai fac. Când se uită la film și când se uită la film, se uită unul într-o cameră la un film, altul la alt film. Am auzit și chestia Ai asta. văzut-o pe aia cu dormitul separat? Aia. Nu, n-am Ce, nu, auzit. ce, n-am asa. Nu, dar am auzit-o pe aia că eu fac ceva într-o cameră și tu ceva în altă cameră. Și asta mi s-a părut din nou destul de dureros pentru doi oameni care sunt într-un cuplu, știi? Deja... Care fac frecvent asta, ca să Da, înțelegem, da, că așa da. e mișto să lase spațiu, dar nu tot Ei timpul. au senzația că își dau spațiu unul altuia, dar nu înțeleg că se rupe conexiunea între ei în momentul în care fac frecvent chestia asta, nu Da, mai dacă sunt faci împreună. frecvent, duce la Da. răcirea relației. Și mai degrabă, nu zic că îi dai spațiu, gândește-te de ce simți nevoia să te îndepărtezi de el. Aici, de ce? Deci, există aceste lucruri acum moderne și sunt ok de a da spațiu. Da, eu sunt de acord cu asta. Eu Dar nu. a da spațiu înseamnă, nu știu, am o oră, vreau să stau Da, singur. da, da. Dar nu am 3 luni să vreau să stau singur. Sau facem Păi asta în du-te, fiecare zi. prietene, în altă parte, știi? Cred că mai trebuie să subliniem faptul și că jignirile, insultele, înjurăturile fac ca dragostea să dispară, pentru că oricât ai vrea tu, după ce ți-a zis că ești vacă grasă, nu mai Să simți... rămânem undeva acolo, Da, da. da. Da, sunt de evitat aceste lucruri. E adevărat că e imposibil într-o relație de lungă durată să nu apară certuri, dar învață-te să vorbești. Să fii atent până unde le duci, da, să Da, adică ai nu... grijă ce vorbești, pentru că foarte multă lume refulează și uneori spun așa zis lucruri pe care nici ei nu le cred. E bine ceea ce spui să și crezi. Adică dacă tu crezi că e vacă și grasă, să Dar zicem, spune într-un mod plăcut. Ia să vedem cum spune Cătălina într-un mod plăcut asta. Iubita mea, parcă ar fi nevoie să mai Ai mergem un la botic așa sală. de fin ca Nu, 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 nu fă Da. despre ea azi, parcă n-am mai făcut mișcare de mult timp. Hai să mergem la sală, ce părere ai despre asta? Ieșim la alergat în parc. Așa este. Da, râdem glumim, dar așa este. Și de asta spun atenție la jigniri, cum ai spus tu, pentru că ele rămân. Da, nu Rămân poți acolo lua undeva, înapoi. e mai greu de scos și e important însă să spui. Adică Da. certurile sunt și ele bune. Unde sunt bune? Acolo când te inhibi să spui ceva și nu comunici. Dar vezi cum comunici. Exact, asta e. Și nu zi lucruri pe care știi că orice ai face nu mai poți să le iei înapoi. Da. Adică, și Da. cred că e foarte important să nu facem lucrurile despre celălalt, să-l punem la zid din cauza ta, tu ești defect. Nu, eu mă simt așa, hai să vedem cum putem face să fie ok, știi? Adică nu-l pune pe celălalt la zid și nu arunca cu cuțite în el. Că nu faci decât să rupi relația în două. Tu ești defect, tu ești greșit, la tine e problema, mergi și rezolvă. Da, oferă feedback de fapt și de Da, drept, care da. la e altceva, e constructiv, ca să zic așa, semnalizezi niște lucruri și când te interesează relația, mergi și către soluții. Da. Adică aici cei care lucrează cu mine și învață să comunice, le spun, ok, atunci pregătește-te puțin înainte, dacă ai nemulțumire, și gândește-te că te duci la partenera ta Și cum și simți? spui, ok, frumos, cam ce ai sesizat tu și cum te simți, dar du-te și cu o soluție. Fă-i și o propunere de soluție. Uite, cred că ar fi mai bine dacă am face asta. Deci, asta arată că ești constructiv. Altfel, dacă doar ai venit să mă critici, poți să ai și dreptate că s-ar putea să te respingi și să te agresezi înapoi. Ce am mai putea noi adăuga aici? Știi, sunt oameni care, uite, flirtează în permanență cu alte persoane și cred că în momentul în care te surprinde partenerul sau partenera de cuplu că faci chestia asta, începe să-și cam pună întrebări, să se pună la îndoială dragostea și conexiunea dintre voi. Și cred că e important să nu faci asta în general când ești într-o relație, dar mai cu seamă când e și el sau ea Când e prezent. de față, da. Da, așa este. Asta este important să înțelegi că setup-ul de relație e un pic altul Da. și că persoana cealaltă se poate simți devalorizată, nerespectată și poate tu mergi într-o inerție, nu știu, poate ai fost un Casanova, să zic, da, și pleci într-o inerție, nu-ți dai seama că se întâmplă asta. Ok, vei fi sesizat, că ți se va spune, și ajustează comportamentul. Pe de altă parte, nici în extrema cealaltă, că a mai venit cineva și zice, s-a uitat pe stradă la cineva. Păi, adică cum e că s-a uitat? Păi venea din față și era îmbrăcată mai sumașă și păi, zic, mă, zic, are ochi. Ce urât! Oh, Da, God. și să-i legi la ochi, mergi cu el legat pe stradă la ochi atunci. Dar cred că Nici așa. contează felul în care te uiți. Că una este uiți și alta este să te holbezi, știi? Da, ok, dar totuși dacă s-a uitat și atât, ok, bine, nu s-a uitat și a întors și capul cu Da, totul nu, și nu, nu, așa. dar una e, că mai sunt și... Nu te mai chinui, lasă-mă.
Și el îi mai explica că nu, 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 dar știi că sunt bărbați care se uită și trebuie să-i închizi gura, știi? Da, nici așa, asta da, e o dovadă da. De imaturitate, dar se întâmplă. Adică la bărbați, acum zic eu că... sunt bărbat și știu, la bărbați se poate întâmpla, cu cât bărbatul e mai evoluat, mai experimentat, se întâmplă mai rar sau spre deloc. Dar instinctul la bărbat este atât de puternic încât, știi că e vorba aia că bărbatul nu poate să gândească cu două capete în același timp, poate fi adevărată, poate să se decupleze. Ideea este ok, să nu o facă ostentativ, să nu o facă frecvent, să nu, să nu, să nu. Dar acum, știi, totuși, nu divorța și spune că te înșeală că s-a uitat la una pe stradă. Da, ne uităm cu toții, am o veste, vă convine, vă convine, noi ne uităm că o facem elegant sau nu știu ce, dar de-aia avem ochi. Da, dar cred că și femeile se uită. Adică... Se uită, dar știu să se uite. Da, se uită, dar știu să se uite. Și asta nu... Cum ai zis tu, da, dacă s-a uitat, dar probabil în capul tău e că nu ai încredere în tine și stimă de sine ridicată sau măcar pe un nivel optim, tu ai senzația că dacă s-a uitat, e înclinat să facă și da, altceva. Da, ceea ce nu e adevărat. Nu e adevărat. Sunt unii doar să uită. Tu acum ca să vii în completare. Dar așa este, unii doar se uită, fiindcă ei neavând încredere în ei, nu au încredere să cucerească alte femei, doar se uită. Dar nu cred că te ajută informația, adică nu te ajută faptul că... Da, nu, e ok, trebuie să ne ajustăm comportamentele, dar în același timp să fie și o anumită doză de flexibilitate, adică și... să fim maturi. Exact, dar poți să te uiți în timpul tău liber... Adică, dar să nu-l faci pe celălalt să se simtă prost când e cu tine, știi? Pentru că femeile au chestia asta. Acum eu zic din ipostază de femeie. În momentul în care se uită bărbatul de lângă tine după altcineva, cumva, știi, te devalorizează de față cu altă persoană de același sex, știi? Adică rivalitatea asta între, există și între femei, cum e și între bărbați. Și mi se pare că mă pune pe mine într-o ipostază proastă. Adică el mă reprezintă pe mine, cumva, pentru că e alegerea mea. Și dacă el nu e ancorat cu mine, mai bine pe acolo e ușa, știi? Adică decât da, să mă pui... da, sunt lucrări. Nu, ok. Una e că s-a uitat, da, una e, într-adevăr, femeia va fi foarte atentă la modul în care te uiți. Dacă tu bălești pe acolo și ești terminat, înseamnă că tu n-ai ce trebuie, ești în altă parte da, și așa da, mai da. Departe. Da. Ce ar mai fi de adăugat la asta? M-aș fi gândit așa să vorbim și un pic despre luptele de putere, că fix exact așa e. Oamenii intră în lupte de putere, mai ales la începutul relației, când nu sunt armonizați și nu știu care și cum au rolul în relația de cuplu și care pe care e acolo să se calce pe cap unul pe altul și care să dețină controlul absolut. Când faci chestia asta, e normal că cam calci în picioare relația de cuplu și relația dintre voi, conexiunea cam moare. E important să jonglezi cu asta. Da, este una dintre fazele relaționale până la urmă. Vine după partea de îndrăgostire un pic mai încolo. Da. Și ce se întâmplă este că apare această luptă, însăși cuvântul, luptă, când ar trebui de fapt să fie parteneriat. Exact, da. Dar putem să o luăm așa. Fiecare se poziționează de fapt. Cine care cum. Ideea este că noi trebuie să ne folosim de mintea noastră. Și chiar dacă apare instinctual această luptă de putere, că apare, este important să înțelegem că ideea este de a colabora, de a fi împreună, de a trage amândoi cumva în aceeași direcție și mai ales astăzi în relațiile moderne. Pentru că înainte ce se întâmpla? Era această separare foarte clară. Bărbatul trebuie să facă aia, femeia trebuie să facă aia și fiecare să-și respecte fișa postului. Acum lucrurile nu mai sunt așa, sunt destul de amestecate. E și bine, uneori este și confuz pentru unii sau confuzabil, dar ideea este că acum relația modernă înseamnă să ne unim forțele, nu să ne luptăm împreună. Am văzut concurență în relații, am văzut invidie. Cum poți să fii invidios pe cineva pe care îl iubești? Și asta. Cum? Am văzut situații în care unul dorea ca celălalt să fie de mai puțin succes și în viața personală și în viața profesională și pe românește își dorea răul celălalt ca să se suprapoziționeze el. Da? Probabil asta e și dintr-o frică de a nu-l pierde pe celălalt și la automat că nu ești tu suficient de bun. Dacă el are succes, automat o să aibă mai multe opțiuni. Mai multe opțiuni, e posibil să plece. Da, și este și adevărat pentru că vede asta și zice, lasă-l așa mai într-un univers mai închis, lasă-l mai prost, lasă-l mai handicapat. Că poți să controlezi. Că rămâne acolo. Da. Însă targetul unei relații nu este doar să rămână acolo, este să fiți fericiți. Și să evoluați împreună. Exact. Evoluția este de fapt și de drept unicul. Știu că nu prea place asta iarăși, dar e bine cu hate-ul la podcastul ăsta. Deci
Scopul, am mai scopul relației e iubirea. Scopul, nu, scopul relației este evoluția. Exact. Atât. Restul e bonus. Exact. Sau sunt ingrediente ale acestei evoluții. Și oamenii prin evoluție nu trebuie să înțeleagă neapărat că trebuie să ajungi CEO. Nu. Nu. Scopul evoluției este să te cunoști pe tine, să înțelegi părțile întunecate din tine, frici, temeri, da, răni și așa mai departe și să înveți să lucrezi cu ele, să le scoți la lumină, să nu le închizi și mai mult să le bagi sub preș. Absolut. Și în relația de cuplu, inclusiv să trăiești, domne, să ai emoții. Da. Adică folosiți-vă mintea, dar păstrați inima deschisă. Fii concentrat pe ceea ce gândești, nicio problemă, dar nu uita să simți. Ori dacă tu stai numai să te lupți, da, numai să cine este deasupra, cine conduce, păi spune cine poate să conducă astăzi. Amândoi, rând pe rând. Asta este de fapt ideea de ajutor, nu să conducă doar unul. Eu știu că într-un fel era mai clar și mai limpede înainte. Conduce ăla, la decide, eu nu mă bag. Femeia nu. Da, dar care era plusul valoare? Că bărbatul se ducea pe unde se ducea și femeia, în afară de să spele vase, nu știa nimic. Mm-hmm. Era bine? Nu știu. Astăzi nu este. Da, astăzi, astăzi nu este. Știi? Și pe lângă asta trebuie să ne gândim și la faptul că în relație de cuplu trebuie să te simți liber. Bine, nu liber în sensul că să mergi să înșeli sau chestii de genul ăsta, dar să poți să te exprimi, să fii tu. Pentru că cred că într-un anumit moment al vieții, cred că toți am fost acolo, momentul în care te simțeai controlat. Adică, controlat în ce sens? Dacă spui ceva ce nu se armonizează cu părerea celuilalt, automat ești defect, nu ești bun, ești greșit, e problemă la tine, nu mai vreau să fiu cu tine, chestii de genul ăsta. Să ai posibilitatea să exprimi liber ce simți și să știi că nu o să fii judecat, ci pur și simplu celălalt caută să te înțeleagă sau măcar să fie acolo lângă tine. Absolut. Și nu există iubire decât în spațiu de libertate. Da, da. Să te simți liber. Exact, dacă tu nu te simți liber, de fapt tu nu ești tu. Nu-i dai voie proprii tale identități să se manifeste. Da, și tot timpul o să cauți să-l mulțumești pe celălalt și să te încadrezi în cutiuța aia, astfel încât să știi că el o să te accepte. Și... Așa este. Acceptarea este iarăși foarte importantă, dar acceptarea trebuie să vină întâi către tine, să te accepți tu cum ești, să știi cine ești și să știți că indiferent cât am vorbit și indiferent câte provocări ar apărea, toată lumea poate să aibă relații fericite, împlinite cu de toate. Da. Și nu cereți puțin, în primul rând nu cereți puțin de la voi. Ba da, uite, eu mă fac așa avocatul diavolului uneori, multă lume spune că nu poți să le ai pe toată odată, ba da, poți să le ai pe toată odată, dar trebuie să vezi ce vrei. Exact, trebuie să vezi exact ce vrei, că altfel o să vină către tine și nu o să știi ce să alegi. Absolut. Da. Ovidiu, îți mulțumesc pentru această discuție, mi-a făcut plăcere ca de fiecare dată, foarte, cum se cheamă, foarte multe oportunități de a ne cunoaște și de a învăța la urma urmei despre noi și despre relațiile în care ne aflăm, că la urma urmei ăsta e scopul, nu să învățăm. Cu mare drag și noi învățăm, inclusiv din discuțiile noastre, chiar am avut unul dintre podcasturile în care m-am uitat și odată să văd ce am zis acolo, că nu mai știam ce am zis. Da, da. Da. Ne găsiți pe canalul de YouTube. Da. O să punem și linkurile și... în descriere, cine simte nevoia să vină către noi știe unde să acceseze. Și bucurați-vă și să știți că astea sunt podcasturi, podcasturile ei. Sunt podcasturi care merg și cu familia să le ascultați uneori. Fără... și chiar cu partenerul. Da, indicat ar fi să le ascultați împreună ca mai apoi să nu vii tu să zici, știi ce am aflat eu, ai făcut greșit toți anii ăștia. Da. Ascultați împreună și discutați despre ce auziți acolo. În primul rând, nu luați de bun. Luați, treceți prin filtrele voastre, vedeți dacă se potrivește pe ce aveți voi nevoie, dar tot timpul păstrați urechile deschise, știi? Adică nu fiți închiși. Acceptați și altceva, că poate nu am eu tot timpul dreptate. Așa este. Și e un plus valoare și asta spun pentru că am persoane care au ascultat și au spus că au ascultat inclusiv duminica în familie. Deci înseamnă că sunt echilibrate și că e ceva de luat de aici. Succes în continuare. Mulțumesc la fel, Ovidiu, și să ne auzim cu bine și la podcastul următor. Ne auzim, sigur. Mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Sper ca mesajul să ajungă la voi și de ce nu să îl folosiți. Până data viitoare, știu eu, să încercați să aveți relații cât mai frumoase și cât mai